Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație, domnule ministru. Onorată asistență, a vorbit despre o strategie de securitate sau de o Europa unită a securității, este în mod evident o expresie oximoronică, ca și cum ai avea în vedere o balerină supraponderală. Securitatea de tip strategic, militar și chiar energetic n-a făcut parte din intențiile fondatorilor Uniunii Europene. Intențiile fondatorilor au vrut să împiedice un război între Franța și Germania, unul în plus, prin intermediul Statelor Unite ale Americii și al Marii Britanii. Deci, de la început, o idee de securitate militară, de protecție împotriva unor pericole, n-a fost ideea europeană. Deci este un fel de falsă problemă, securitatea europeană, și, de altfel, demonstrația e simplu de făcut. În 2003, strategia de securitate a Europei a fost o reacție la pericolele revenirii atentatelor teroriste în forță împotriva Statelor Unite. Niciodată până astăzi, bună oară, securitatea energetică, deși discutată, mai ales de cei mici și slabi, între ei și România, la nivelul revendicărilor tuturor, gândindu-se la nevoile lor, poate România cu nevoi mai mici energetice decât Ungaria sau chiar Germania, în termeni relativi, niciodată securitatea energetică n-a fost o problemă comună. Astăzi, din cauza pericolului răsăritean, să numim acum așa, din partea pericolului rus și noilor aranjamente, Rusia optând pentru un sistem de balanță de putere și de opțiuni care țin mai mult de secolul al XIX-lea decât de începutul secolului al XXI-lea, nu că ceilalți ar fi avut de mult un secol al XXI-lea în materie de politici comune, dar astăzi sigur că se vorbește de o agendă de securitate comună, se vorbește de nevoia unei aggiornamento, se vorbește de nevoia de securitate energetică ca o variantă și a eșuată în mod lamentabil și prin Nabucco și prin South Stream. Și varianta de acum este o variantă non-europeană. O propune Rusia împreună cu un aliat strategic al Alianței Nord-Atlantice, cu adevărat important în securitatea comună, Turcia, și cu mici ieșiri Serbia, Grecia și Ungaria. Această stare de pericol nou creează nevoia unei coerențe și solidarități noi. Am observat de-a lungul timpului că atâta timp cât a existat și există, chiar cu mici modificări de accente, o umbrelă de protecție securitară, să zicem, nucleară în primul rând, încă valabilă, a Statelor Unite asupra Uniunii Europene, prin Alianța Nord-Atlantică și prin relații bilaterale, prin parteneriate strategice, nu-i așa, cu România, Europa a putut să-și dezvolte sistemul ăsta de valori comune. Și ele sunt evidente, mai ales în statul social, în dezvoltarea capitalistă. S-a întâmplat însă ca, de la început, în materie de politică externă, de securitate, de politică de apărare și de politică energetică, Europa să nu aibă niciodată intenții de agendă comună, decât retorice, declarative. Nu vorbim acum de eșecul Uniunii Vest-Europene, care era o tentativă de sâmbure, de nucleu, de apărare europeană. Probabil n-a fost nevoie. Dar, în mod evident, și noua formulă care include un președinte al Uniunii Europene, deci cu o reprezentativitate mare sau un înalt reprezentant pentru politică externă, n-au asigurat sub nicio formă o politică externă comună. Suveranismul, nu? Și politicile bilaterale și naționale externe au contat în continuare și sunt la fel de importante și în continuare. Vorbim de triunghiul de la Weimar, vorbim de parteneriatul strategic România-Polonia-Turcia, vorbim de formatul Normandia și așa mai departe. Astea sunt toate formule bilaterale și n-au nicio legătură cu dimensiunea de securitate a Europei decât în mod indirect, decât dacă suntem atât de generoși în înțelegerea noilor pericole, încât credem că există deja un țesut. Acest țesut, în mod evident, nu există, pentru că, concomitent, prin sporirea unui pericol extern, din afara fortăreței, au apărut și panele în interiorul fortăreței. L-am auzit pe domnul Putin, de exemplu, spunându-i ieri liderului grec,
în vizită la Moscova, ceea ce niciunul din marii comentatori sau politicieni europeni și germani, pe care i-am auzit-o ieri, de exemplu, n-a vrut să spună. Lovitura a fost, ca să zic așa, foarte bună. Grecii se prezentau drept europeni, și nu cumva să strice concertul european la Moscova, deși intențiile erau evidente. Iar Putin a fost pus în situația, tocmai pe fundalul ăsta de incoerențe europene și de noi realități în Grecia, în Cipru, în Ungaria, parțial în Franța și în alte țări mai mari, care au deja politici, să zic, stabile, solide în legătură cu Rusia, Putin a spus, în niciun caz nu vom, interesul nostru nu este să folosim, traduc acum, mă rog, să folosim veriga slabă care ar putea fi Grecia, interesul nostru este să vorbim despre o Europa unită, în continuare. În timp ce toți profeții germani sau europeni erau siguri că urmează decuparea verigii slabe care este Grecia în urma întâlnirii cu Putin. Asta este unul din paradoxurile suplimentare, în fine. Suveranismul este ține de natura marilor națiuni europene. Nu văd nici Germania, nici Franța, nici Marea Britanie, care de fapt a amenințat cu ieșirea din Uniunea Europeană în cazul unor continuării insistențelor de integrare mai mult decât e cazul. Și ceea ce face Ungaria astăzi, ceea ce face Grecia, sunt exemple ale acestui, nu l-aș numi viciu de structură al Uniunii Europene, deși din perspectiva unei alianțe, este un viciu de structură. Deci, principalele relații de securitate care țin de politica externă, de politica energetică, de politica de apărare, toate sunt pilonii politicii de securitate, sunt naționalizate în Uniunea Europeană și nu au fost niciodată altfel. Cât de mare va trebui să fie pericolul rusesc ca Europa să se comporte în interiorul strategiilor ei de securitate, așa cum a făcut-o NATO, de exemplu, care a cunoscut două, trei viraje de înnoire, dar strategic retorice, să zicem, dar și cu mutările cunoscute de arme, tehnicieni, militari și intenții dinspre baze mai sigure în Germania, spre răsăritul Europei. Deci, cred că țările mici vor avea totdeauna un handicap. Și România este o țară cu resurse și cu o pondere relativ secundară, să zic așa, într-un plan secund. Intențiile sunt binevenite. Poziția politică, geopolitică, de asemenea, e importantă. L-am auzit pe domnul Fota vorbind despre experiența noastră în depășirea conflictelor sau în întreținerea și reproducerea lor. Îmi pare rău, vorbim de o eră revolută, când Ceaușescu mijlocea, cum să spun, mici întâlniri și dialoguri, era un mijlocitor, să zic așa, era un broker, nu știu cât de onest, dar era un broker. Nu mai vorbim de mult de rolul acesta de mijlocitor al României decât în mod întâmplător. Avem o mare capacitate de a înteți și reproduce conflicte în interior, într-un moment periculos în exterior. Și aici avem o disonanță cognitivă majoră. Nu putem vorbi de politici comune, de coagulare, atâta timp cât în interior resursele sunt disputate, liderii, marginalizați. Există Polonia, există Franța, există Statele Unite, țări care, de exemplu, își asamblează și reasamblează periodic liderii politici, foștii președinți și foștii miniștri de externe, experții în dezbateri punctuale și reînnoite, pornind de la ideea Consiliului de Coroană, pe care îl aveam și noi în momente cheie. Acolo nu vorbești totdeauna cu înverșunare împotriva unui fost președinte, ci îi folosești expertiza. Noi vrem să facem un astfel de format, vă felicit, domnule ministru, dar el e sortit eșecului. De ce? Pentru că România este singura țară de mărime importantă, cu ambiții paneuropene, securitare, care nu are un forum sau forumuri permanente de dezbatere de acest gen între politicieni, opoziție, ziariști, experți, academici.
Avem noi o revistă ca New Europe, cum e în cazul Poloniei? Avem un Council on Foreign Relations care există și la Bruxelles după modelul celui american și se reproduce până și la Sofia sau Budapesta și nu funcționează aici? Se întâlnesc vreodată miniștri altfel decât ceremonial la un par de șampanie, foștii miniștri de externe, cu oamenii care discută și dezbat temele în așa fel încât formate de acest gen, să nu fie întâmplătoare înainte de Paști, ci să fie un motor de reînnoire permanentă a reflecției critice și autocritice. Atâta timp cât nu avem astea, semănăm atât de bine cu Europa în situația de a nu avea o strategie de securitate, încât putem fi foarte liniștiți.